Orașul Zărnești se află într-o continuă dezvoltare. Aici s-au demarat mai multe proiecte care au în vedere, în primul rând, finalizarea lucrărilor de reabilitare a trotuarelor și părții carosabile de pe mai multe străzi din oraș. Drumurile împreună cu trotuarele anexe sunt acoperite cu un nou strat asfaltic, astfel încât circulația auto și pietonală în zonă să se desfășoare în condiții optime. Aceste lucrări au scopul de a completa acțiunile de modernizare a zonei începute prin introducerea rețelei de canalizare în zonă. Suntem pe strada școlii, este o stradă pe care anul trecut s-a extins rețeaua de canalizare și trebuia neapărat să o reabilităm. Lucrăm și în alte zone, tot așa unde am extins rețeaua de canalizare. Din păcate au fost străzi care s-au asfaltat și rețeaua de canalizare n-a fost executată. Și atunci a trebuit să spargem strada, să venim să executăm rețeaua de canalizare și să venim să o reabilităm. Pe de altă parte, venim și anul acesta am continuat și partea de programul de extindere și de reabilitare a parcărilor de reședință. Anul acesta am realizat undeva la 100 de parcări. Din 2016 până acum avem undeva la 700 de parcări de reședință modernizate. Este o problemă pe care trebuie să o gestionăm, în special în zona de blocuri, pentru că sunt foarte, foarte multe mașini, lucru care ne bucură și ne creează pe undeva o obligație de rezolvat. Fără niciun fel de falsă modestie, Zărneștiu este un exemplu pentru ceea ce ar trebui să se întâmple în toate comunitățile din județul Brașov. Paradoxal, în această perioadă complicată de pandemie, în Zărnești s-a lucrat la infrastructură non-stop, aș putea spune, și s-a lucrat foarte bine, dat fiind faptul că nu s-a circulat. Zona aceasta de infrastructură, dacă este bine pusă la punct, nu face altceva decât să crească confortul cetățenilor. Tocmai acesta este și scopul. Vom continua cu acest lucru și îmi doresc din tot sufletul ca la nivelul întregului județ Brașov, în toate unitățile administrativ-teritoriale, să se lucreze la infrastructura care reprezintă o bază pentru creșterea nivelului de trai, pentru atragerea de turiști și așa mai departe. Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, direct de acolo, de pe teren, în studioul Mix TV, primarul din Zărnești, Alexandru Igrișan. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Ați apucat să vă schimbați haina. Un șantier este Zărneștiul în aceste zile. Sunt lucrări pe care noi le desfășurăm în fiecare an, adică nu am venit doar anul acesta și lucrăm la infrastructură. Nu e mai agitată. Este probabil mai agitat pentru că, fiind foarte multe șantiere începute, acum venind cu partea de asfaltare se vede și o activitate mai mare. Dar noi am încercat și am lucrat în fiecare an. Mai avem de lucru pentru că, vedeți dumneavoastră, pe partea aceasta am extins rețeaua de canalizare cu 12 km din 2016 până acum. Mai avem străzi pe care noi acum le spargem, de exemplu, strada Râului. Obligatoriu anul viitor va trebui să o venim să o reabilităm. Avram Iancu, venim, îl facem acum. Adică avem, din păcate, chestiunea aceasta legată de infrastructură și anume canalizarea, care este un disconfort pentru cetățenii. Deci să le spunem să nu se liniștească, asta e ideea, da? Dar există un grafic și sunteți sigur, în el, da? Sigur că da. Strada Școlii, care eu știu, din Tohanul Vechi, care nu știu dacă vreodată cetățenii de acolo credeau că vor avea într-un mandat și asfalt și canalizare. Adică asfalt făcut nu doar electoral, cum s-a făcut în 2008,
făcut pe bune, cu trotoare, cu tot ce înseamnă, cu rigole pentru preluarea apei pluviale. Am încercat să rezolvăm toate problemele, nu să rezolvăm una și să generăm alta. Adică nu cârpeala, să spunem, nu? Pentru că ați nu să accentuați puțin, pentru că mereu în preajma alegerilor, nu știm încă dacă vor fi aceste alegeri, dar se presupune că le vom avea în două luni, e o efervescență peste tot. Și multe ori, într-adevăr, se asfaltează superficial, se cârpește. Dar după aceea, cine vine la conducere... Nu e cazul de așa ceva și... Am zis, dacă fac un lucru prost acum, eu știu... Sperând să ajungeți tot dumneavoastră. Da, peste două luni îl voi avea de rezolvat tot eu. Și atunci încerc să fac, chiar dacă lucrurile sunt puțin mai încete ca și timp, îl fac temeinic și eu știu că l-am rezolvat și peste două luni nu mai... Și pur și simplu, după el. Ce trec alegerile, sperați să continuați. Sunt totuși... niște străzi destul de mari, 12 km de rețea și 1100 de racorduri la rețeaua de canalizare nu sunt puțini. Adică sunt... E un volum mare de lucruri. Da, și disconfort și doar procedurile de licitație. Am avut un contract, la un moment dat constructorul a lucrat, după n-a mai vrut să lucreze. Fă procedură de achiziție, respectă niște termene. Cetățenii, vor mâine să se întâmple. Bun, și știu că primarul girează. Pe de altă parte, curtea de conturi vine, te verifică. Dom'le, contracte, avize, tot și așa mai departe, trebuie să le respecti. Dar încercăm să ne încadrăm în niște termene și să rezolvăm cât mai multe dintre problemele orașului. Evident, nu le vom rezolva pe toate și eu cred că n-am venit în fața cetățenilor în 2016 și am zis, nu, domne, în 4 ani de zile, cum vin acum niște, adversarii. Niște cetățeni care spun, domne, așa... Ia spuneți, ce promite concurența? Avem, treaba lor ce promit, că avem așa o expertiză și pe fonduri europene o să rezolvăm și o să facă... Probabil dintr-un birou lucrurile arată într-un fel. Dar nu momentul, din birou, de pe margine în general, poate nici într-un birou, dar ușor, e ușor să treci pe stradă și să spui, mamă, ce-aș face lucrurile arată diferit și în momentul în care ai făcut un proiect, când ai ieșit cu el în teren, deja jumătate din el poți să-l arunci, pentru că trebuie să-l adaptezi terenului, îți apar tot felul de probleme. Plus aceste aspecte, spuneați, constructorul n-a mai vrut să lucreze. N-a mai vrut să lucreze pentru că s-a modificat legislația și el a zis, domnule, nu mai îmi convine, nu mai pot să execut lucrarea. Iau jucările și plec. Și plec, ce să fac? Și când cineva spune asta, practic ne întoarcem iarăși la ne întoarcem. A fost dificil pentru că am avut o lucrare la care am rămas cu ea la jumătate. Vezi care e restul de executat, fă procedură de achiziție, licitație, termen. Și nu vrea să mai înghesuie lumea nici la aceste licitații. Nu mai sunt foarte, foarte multe lucrări și atunci se înghesuie lumea. Acest COVID care ne-a bulversat pe toți v-a ajutat să faceți mai bine lucrările, îi simțiți mai conștiincioși, mai dedicați, mai implicați, mai... Că a fost și lumea mai puțin activă și au fost condiții din punctul acesta de vedere. Se vede într-adevăr o presiune în anii trecuți, dacă vorbeam că nu mai prea există muncitori și piața suferă. La momentul de față sunt deja, se observă că oamenii, firmele, au probleme și atunci vor să lucreze. Și atunci din punctul acesta de vedere există forță de muncă locală și oameni dornici să avem tot așa au fost întrebări legate de Tohăniță. Am avut licitația pentru ultimul drumul tronson. Județean 112. 112H, cel care face legătura între Zăneș și Bran. Am avut licitația, avem un câștigător, așteptăm, acum se încheie procedura, așteptăm cele 5 zile și ne rugăm la Dumnezeu să nu avem contestații. Și procedura de avizare este aproape gata. Eu știu dacă lucrurile merg bine. Nu spuneți că vă treziți cu contestații. Adversarul nu doarme. Nu știu dacă mai există acum în ziua de azi o practică în a bloca pur și simplu doar pentru că vrei să nu-ți place de cineva. Nu cred. Deci ne mai maturizăm politic? Și nu știu, da. Eu zic că da, sper. Deci sper. Cumva se ajunge la acea dorită dezbatere la nivelul ideilor și proiectelor sau că cine, sunt doar cine câteva înțelege, luni de când au dat cu cocktailul la dumneavoastră în
casă, da? Deci cu Molotovul. Este un eveniment peste care, am trecut cu greu și pe care îl voi uita greu, dar mergem înainte. Și eu știu, după 4 ani de zile, avem drumul de la Plaiu Foi reabilitat, vom avea și drumul Tohănița reabilitată, da? Și atunci sunt 2 drumuri turistice pe care, vor aduce, vor crea dezvoltare, pentru că acum se vorbește așa de o dezvoltare turistică la Zărnești, dar dezvoltarea turistică a început de ani de zile, de când am extins energia electrică în Plaiu Foi, de când am reabilitat drumul, de când am gândit acest drum, de când am făcut centrul de informare. Cum să zic, e bine ca în momentul în care vorbim despre anumite lucruri să și le stăpânim, dacă tot vorbim de ele. Romantice, să știți că vă critică, ați asfaltat, acolo merge tot pantofarul acum și invazie pe N-am asfaltat până la curmătura. Cine vrea să meargă pe munte, merge pe munte. Da? Eu zic că avem nevoie și ca să putem vorbi de condiții decente, condiții normale. Vreau și eu să admir Piatra Craiului de infrastructură, de acolo, de la de infrastructură, de ca să vorbim de dezvoltare, nu putem vorbi decât în aceste condiții. Am înțeles, se simte că s-a dezvoltat zona, că cu sigur nu e cea mai reprezentativă perioadă, dar poate că aveți și în acest moment. Se simte și zonă. E vară, fiecare, sezon. Fiecare investiție pe care o facem, de exemplu, se vede în primul rând în prețul terenurilor din zonă. Luăm, de exemplu, Tohănița. Probabil acolo prețul a crescut cu 5 euro, 10 euro pe metru pătrat. Se vede că există, având asfalt la poartă, există cerere pentru a cumpăra acest teren, pentru investiții, pentru pensiuni. Doar creând premizele unei dezvoltări, doar așa putem dezvolta orașul în sinea lui și aduce bani la buget, pentru că despre asta e vorba, că așa Pe vorbe. Apropo goale, de banii la buget, această perioadă n-a fost cea mai fericită pentru o administrație locală, pentru că v-ați gândit să oferiți niște facilități celor din zona asta. Înseamnă că ați acceptat am să avut stați niște cheltuieli cu spitalul. Pușculița mai goală și exact cu spitalul, am luat decizia de a nu mai organiza niciun fel de eveniment public. Eu știu zilele orașului, bani la biserici. Deci am redus din punctul acesta de vedere toate cheltuielile și toți banii respectivi am pus la dispoziția spitalului, astfel încât el să se organizeze, să avem pe ce pune mâna, ca să zicem așa. Să fiți pregătiți, să fim pregătiți pentru orice eventualitate. Și totuși, totodată, să putem duce și proiectele de dezvoltare mai departe, pentru că, E o perioadă, frustrare acolo, în zona asta, sau oamenii au înțeles? Apropo de acele festivaluri, de acele evenimente, care sigur trimiteau săgeți otrăvite spre edil, de obicei, că spuneam, uite, și face campanie. Eu cred că am luat o decizie înțeleaptă și eu cred că cetățenii nu cred că au chef acum de petreceri. Mai ales că, vedeți, din păcate, numărul de infectări crește de la zi la zi. Pe de altă parte, plin de turiști în zonă. Pe de altă parte, viața trebuie să meargă mai departe. Și tot acest domeniu care a fost foarte afectat trebuie să supraviețuiască peste această perioadă. Deci la anul petrecem, da? La Zărnești. Când va fi cu sănătate și pe drumuri asfaltate, uite, facem și rimă. Vom vedea, pentru că am stat și m-am gândit că, de exemplu, cred că aceasta va fi decizia în cele din urmă. Cred că decât să organizăm zilele orașului, mai bine, eu știu, investim banii respectivi într-o școală sau în ceva. Și atunci, cred că de petrecut, că se va mai putea. Asta e, viața uneori este vorba de priorități. E vorba de priorități. Am înțeles. Reabilitarea trotuarelor și a părții carosabile, dacă mergem în Zărnești, spuneam și am văzut și câteva imagini, e un furnicar, mai adăugăm câteva cadre acum. Povestiți-ne puțin cât de amplu este, cât din Zărnești este acum șantier, dacă aveți așa harta orașului în față. Avem undeva la 3-4 șantiere pe care, eu știu, unele se deschid, altele se închid pe diferite străzi, în funcție de cât de mari sunt străzile și trebuie să ne încadrăm în niște termene. Evident, apar tot felul de probleme cu rețelele de apă. Trebuie să facem trecerea de la cele vechi la cele noi. Zărneștiul adevărat arată așa, adică arată cu bine și cu rău.
Aveți suportul concitadinilor? Sigur că da. Deci cetățenii sunt înțelegători, dar totodată nerăbdători, pentru că ei vor să le rezolvăm problemele. Cui îi place să fie șantier acasă la el? Ia de asta m-au trimis acolo și noi încercăm să ne ținem de treabă. Important este că sunt de acord și că se bucură și că văd că se întâmplă ceva. Extinderea și reabilitarea stației de ape uzate, iarăși era pe to-do list-ul. Era pe to-do list, dar în România, unde orice lucru... De la dorință la putință de e la cale. Dorință la putință este greu de făcut. Suntem în procedura de avizare, avem proiectul tehnic, suntem pe la ultimele avize, pe la... Deci tot avize. Tot avize, din păcate. Vine o instituție, vede, vine analizează, pleacă alta, dar undeva, eu știu, în vreo lună de zile începem treaba. Componenta de mediu e rezolvată, că și asta e un pas important. Este foarte importantă, pentru că vedeți dumneavoastră 11 km de rețea, plus existentul, creează o presiune pe stația de epurare care e depășită. Și atunci avem această posibilitate și această finanțare și o rezolvăm. Adică stația de epurare va fi una foarte modernă. Avem la dispoziție o finanțare, de cea mai mare finanțare pe care a obținut-o vreodată orașul, de 25 de milioane de lei. Eu zic că nu e puțin. Și... Bun, deci finanțarea e acolo. Problema e acolo, e cu sigur avizele, că da. Deci... Contractul cu firma este în vigoare. Așteptăm avizele și începem treaba. Eu cred că montajul financiar e totuși cel mai important într-o asemenea situație. Suntem aproape de începerea lucrărilor la baza sportivă, pentru că... Da, în decembrie 2017, aici în emisiune, am salutat momentul acela în care ați venit dumneavoastră emoționat, am venit, a vorbit proiectul, de visul care era pe cale să prindă contur, dar... A mai trecut ceva vreme. La fel, termene, deci, avize. Finanțare nerambursabilă din partea Companiei CNI. Naționale de Investiții. CNI, proiect pe CNI, licitație organizată, firmă câștigătoare. Și speram să fie în 2020. Proiect în regulă, avize în regulă. Așteptăm ordinul de începere și eu zic undeva într-o săptămână, două. Sigur că da, constructorul își face acum organizare de șantier și aduce containere. Deci, până la urmă, 2020 era o estimare corectă. Sigur că da. Dacă sigur începe că da. Să se lucreze efectiv, cam cât ar dura? Undeva la 2 ani, deci, cu totul. Parte, pentru că acolo avem și noi o parte din lucrări, alei. Deci sunteți obligați să rămâneți primar, să fiți acolo. Cetățenii, când... eu îmi doresc, pentru că acum... Pentru că nu sunteți ipocrit. Având foarte mulți prieteni, îi mai împart așa tot felul de zvonuri și spun, nu, domnule, că nu mai-și dorește. S-a plictisit, pleacă la București. Pleacă undeva pe lună și se mută singur și scăpăm de el. Nu, eu dacă, cum să zic, asta am făcut, nu am altă afacere și asta vreau să fac. Bun, dacă ați făcut și niște ani înainte, ați fost viceprimar, deci sunteți viceprimar în administrație din de ceva timp. Tinerețe, de nu ceva când ați timp. Fi tânăr încă, la cât ați ajuns, la 30? 34. 34 are acum domnul, dar, domnul primar, dar doresc, aveți deja foarte mulți ani de administrație. Cetățenii vor decide și cum vor decide ei, așa vom face mai am departe. Am înțeles. Nu-i mai aveți pe dumneavoastră la putere de ceva vreme? Simțiți diferența? Da, este o lipsă de comunicare. Ce înseamnă să fii primar de opoziție? Este un pic mai dificil. De ce? Pentru că nu ai o comunicare, de exemplu, aveam o chestiune de rezolvat la CNI, sunam, deschideam o ușă, evident, în mod legal, adică prin audiență și așa mai departe, și lucrurile sunt mai grele din punctul ăsta de vedere. Dar... Cine ești, mă? Ce culoare ai? Cum se pune problema, totuși? Da. Noi am încredere că totuși cu perseverență vom rezolva problemele încet, încet. Pe de altă parte, politica se mișcă, vedem, din păcate, o criză medicală care generează criză economică și politicul exploatează. Totul pare foarte fluid, nu știu. Da. La nivelul unei localități, cum e Zărneștiul, localitate mică, dar oraș, cum se simte pulsul? Cum e să faci politică într-un oraș mic? Eu tot timpul am zis că pe undeva nu prea fac politică, pentru că administrația cea de zi cu zi este una, politică este alta. Dar uite că vă încurcă sau vă poate nu ajuta. Nu poți una fără alta, dar la, cum să zic, la nivel local lucrurile stau puțin altfel. Și cetățenii, din păcate, chiar ieri am fost într-un cartier și sunt așa puțin speriați legat de chestiunea aceasta și
sperăm să trecem cu bine peste cu acest avem episod. Și pe undeva chiar mă întrebau, domnule, se organizează alegeri, adică semn că nu se gândesc neapărat la alegeri, nu se gândesc la nimic decât la chestiunea aceasta. Și atunci... La sănătate, că e mai bună decât, la sănătate, decât toate. La sănătate. Asta e grija numărul unu din momentul înțeles. De față. Deci, practic, administrația e la Zărnești așa cum trebuie să fie, mai puțin colorată politic. Îl aveți la dreapta pe... Ea este colorată politic și fac parte dintr-o echipă și nu am ales să rămân acolo, pentru că eu am intrat acum câțiva ani datorită unui om care nu se mai află astăzi printre noi și pe undeva am ales cumva și simbolic să rămân... Pe regretatul primar Bârlădean. Așa da? Este și rămân acolo, cumva sting lumina. Da, eu știu, nu poate... o stingeți, poate o reaprindeți. Eu sper să rămân aprinsă. Să rămân așa aprinsă. Și datorită unei echipe pe care o am. Spune că l-aveți la sunt... dreapta pe fostul prefect de Brașov, pe Mariana Saliu, un om cu care Mariana mă înțeleg Saliu. Foarte, foarte bine, cum să zic, un om cu foarte multă experiență, care a oferit care așa... a venit să o fructifice o vreme măcar la Zărnești, dar știți că vrea să plece, vrea să stea doar o vreme. Eu sper să reușească în tot ceea ce își propune el, pentru că este un om foarte capabil, care merită. Chiar dacă rămâneți fără mâna dreaptă. Îl voi avea tot timpul aproape când voi avea nevoie. Am înțeles. Veți face echipă dacă va fi să fie suntem, un soi de suntem campanie. Suntem în echipă, este zilnic la Zărnești, mă încurajează foarte tare chestiunea aceasta și este un om pe care mă pot baza și care îți poate oferi sfatul atunci când trebuie, sfatul corect. Deci a fost o infuzie de experiență, da. De curaj sigur și da. De sigur prietenie, da. Nu? Prietenie, în primul rând. Bun, cum vedeți perioada următoare? Deci vor fi niște luni în care oamenii, teoretic, ar fi cu gândul la concediu, dar practic sunt cu teama în suflet, da. Între concediu, teamă și... cum vă vedeți vara mai departe? Cu multă treabă, ca și până acum, cu treabă, cu... Vom vedea dacă, eu știu, dacă la momentul de față este, se organizează alegeri, dacă se vor organiza... Cu ce schimbă prioritățile dumneavoastră? Organizarea eu sau știu, neorganizarea? Probabil mai mult o comunicare cu cetățenii, dar în rest, pe lângă comunicare, trebuie să faci și treaba zilnică. Dacă vă întreb, vă doriți să fie alegeri acum? Sau, eu îmi doresc să fie acum, sigur că da. Unii atrag de timp și spun că ar fi mai bine să mai... Îmi doresc să fie acum pentru că... Unii mai au timp să mai facă ceva, să mai cârpească o stradă, să mai repară un trotuar. Dar în condițiile în care să, cum să zic, să fie și sigure din punct de vedere al sănătății cetățenilor. Asta trebuie studiat și nu o pot determina eu. Dar îmi doresc să fie acum, dacă se pot organiza acum, încheiem povestea și vedem ce facem următorii 4 ani. Ce nu s-a împlinit din cele povesteam acum 4 ani? N-am început baza sportivă mai repede, pentru că ea deja trebuia să fie undeva de la începutul anului, stația de epurare. Deci sunt întârzieri, practic. Sunt întârzieri, pentru că a fost și perioada aceasta în care, de exemplu, noi solicitam avize. N-am mai putut să mergem direct, să depunem, să discutăm cu persoana respectivă, să explicăm proiectul. Primarul a fost același, acolo era față. La capătul firului, era altceva. Nemai putând, am trimis prin poștă, întârzieri, dacă persoana cea care verifica documentația a avut o chestiune de modificat răspuns, iar din nou în poștă, iar modifică, iar trimite și atunci, din păcate, am întârziat. A fost înțeles. O perioadă, de exemplu, la o anumită instituție, unde întreg birou care verifica documentația sau o persoană a fost infectată cu COVID. Toți colegii au rămas în izolare acasă. În aceste situații două săptămâni au bulversat. N-am mult. Avut ce să facem, am așteptat. Dar de-o fi una, de-o fi alta. Suntem pozitivi, avem multă treabă. Vedeți că e un cuvânt riscant acum, să fii pozitiv. Pozitivi. Sunteți optimiști. Și... Suntem optimiști. Optimiști și încrezători. Mulțumesc mult. Avem mult de făcut. Să rămâneți și treabă. Sănătoși. Asta e cel mai important. Orice ar fi o vară în care se va lucra mult la Zărnești, deci ce am văzut la televizor, va fi un peisaj obișnuit mult timp de acum înainte. Noi așa ne dorim. Chiar dacă un drum acolo la Poalele Pietrei Craiului... E un balsam pentru orice brașovean care vrea să evadeze un pic. Așa este. Și după chestiunea aceasta avem, după Tohăniț, vrem să modernizăm drumul celălalt care face legătura cu Măgura. Acolo vrem o discuție cu Oate Moeciu, să preluăm o parte din drum și zona către, asta ca și proiect de viitor, da. Că tot vorbeam de viitor,
să, este o zonă foarte tranzitată, foarte mulți turiști. Avem probleme foarte că se parchează foarte haotic. Adică, haotic, și atunci lucrurile trebuie organizate. Vă înțelegeți cu Moeciu? Că și acolo e cu culori, cu... Vom vedea, nu cred că... Nu, nu există această... Nu cred. Până la urmă, interesul e unitar, nu? Să fie o zonă frumoasă, să fie o zonă turistică, fiindcă dacă vine turiști cazați la Zărnești merg și la Moeciu sau la Bran, exact, nu poate trebuie să gândim lucrurile unitar. Adică, bun, chiar dacă, de exemplu, Râșnovul are altă culoare, turistul de la Râșnov poate să vină la Zărnești și de la Zărnești la Râșnov sau de la Bran la Zărnești. Sau... Adică fiecare oraș are ceva de oferit și atunci trebuie să gândim lucrurile integrat. Să vină indiferent de culoarea politică. Și să-i țină cât mai mult. Cine mai gândește lucrurile politic în ziua de azi, greșește. Politic și decupat din context. Deci vă înțelegeți bine cu edilii din Râșnov, cu președintele Consiliului Județean. Munca de primar este aceeași. Și atunci n-ai, cum să zic, dacă blochezi pe cineva doar pentru că este altă culoare politică, ești... Bun. Deci omul care acum ceva vreme primea un cocktail Molotov în plină noapte, e optimist și crede că politica se face astăzi la nivelul ideilor și vrea să rămână optimist și pozitiv, chiar dacă e un cuvânt riscant. Mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune, doamnelor, domnilor, primarul din Zărnești, Alexandru Igrișan, prezent în această seară la Mix TV, la Mix Actual. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor!